Salut și bine te-am regăsit! Suntem la Geneva, la salonul auto de la Geneva, iar în spatele meu este cea mai nouă mașină electrică de la Mercedes-Benz, se numește EQV și deocamdată este un concept foarte aproape de prima zi de producție. Această mașină este un statement al celor de la Mercedes-Benz că viitorul este electric. De altfel, acesta este și motoul EQ, Future is Electric. Dăm voie să vă întrerup un pic, doar ca să vă descriu așa un pic senzația de la bord. Se simte foarte bine. Și da, cum ar fi să mergi cu așa ceva în liniște totală? Motorul electric are suficient cuplu încât să nu facă mașina asta puturoasă deloc. Dacă te interesează cifrele, trebuie să știi că mașina asta are autonomie de 400 de km și poți să încarci până la 150 de km în 15 minute. Și are sens să mergi cu astfel de mașină pentru că astfel de mașini sunt folosite ca shuttle-uri, ca mașini de transport de la hotel, la aeroport și invers. Trebuie să știi că, deși arată ca un EQ la exterior, nu e deloc de speriat la interior, adică sunt doar elemente care te aduc imediat cu gândul la Mercedes-Benz. În primul rând pentru că mașina asta va fi condusă de șoferi profesioniști care toată viața lor poate au condus mașini pe benzină sau diesel, iar în mașina asta vor găsi doar senzație de familiaritate, adică schimbătorul este în aceeași poziție și nu e nimic de speriat, inclusiv ceasurile sunt analogice și îmi place combinația asta de albastru foarte mult, adică mașina asta arată foarte bine, este foarte spațioasă. Și îmi place extrem de mult cum arată, adică are silueta lui V-Class, adică mașină impunătoare, așa cu un pic de bun gust la design și cu foarte multe elemente împrumutate de la EQC. Și mașina asta vine ca un statement al celor de la Mercedes-Benz care anunță variante electrificate pentru toate modelele în următorii 2-3 ani. Ba chiar anunță investiții serioase în fabrici, atât în estul Germaniei, cât și în Alabama, de exemplu. Ăsta este mesajul celor de la Mercedes-Benz la salonul auto de la Geneva, că pregătesc electrificarea tuturor modelelor și în acest moment caută parteneri atât pentru producerea de celule, cât și pentru producția propriilor lor baterii, ca să scaleze producția foarte repede. Ce este mic, roșu, break și coupe? Păi răspunsul este simplu, cele a shooting break, care arată așa, arată absolut spectaculos. Forma asta de coupe break este absolut demențială și este o formă care prinde foarte bine. Mercedes-Benz a cam inventat segmentul ăsta cu CLS acum foarte mulți ani. Șoferul din fața mea are 1,80 m înălțime, eu am 1,85 m și după cum se poate observa după acest fir de păr, spațiul la cap este limitat. E firul meu de păr, apropo, dar de dragul jurnalismului trebuie să vă arăt asta. Dacă stau drept cu coloana, să știi că ating foarte puțin cu firele de păr, dar să stă confortabil, am foarte mult loc la genunchi, mai mult decât aș avea nevoie. În schimb, atunci când ești din mașină, va trebui să te apleci un pic, dar nu, e decent. E decent. Hai să vedem locul șoferului. Da, ce pot să zic decât că mă simt ca acasă aici, pentru că seamănă foarte mult cu ce am văzut deja pe A-Class. Aceleași butoane, aceeași așezare, bine gândită și în același timp avem aici aceste două ecrane unite pentru MBUX și pentru partea șoferului. Ușor claustrofobic, în schimb, nu știu dacă scaunul e dat la maximum în jos, dar e dat la maximum în jos, adică sunt destul de aproape cu capul de plafon aici. Dar trapa se deschide și poți să conduci cu capul pe afară dacă e nevoie. Da, glumesc, evident. Nu este cu mult diferit față de un A-Class obișnuit, adică vine cu aceleași tehnologii de siguranță inspirate de pe S-Class, Distronic, Active Steer Assist, de exemplu. Este o mașină care arată foarte bine și cred că va arăta foarte bine și cu un pachet AMG. Iar, da, dacă te interesează motorizările, să știi că sunt cam aceleași de pe CLA, sedan sau de pe A-Class. Și mașina din spatele meu este noul facelift al lui GLC, de acum făcut să semene și mai tare cu A-Class sau GLE. Practic vine cu noua linie de design și dacă ne uităm la faruri vedem că acestea sunt mai mici și au o nouă semnătură LED. La fel și în spate, dacă ne mutăm vedem că stopurile sunt de acum în forma picăturilor de apă așezate la orizontală, așa cum am văzut de exemplu pe A-Class sau pe GLE, cum spuneam și mai devreme. Dacă te mai interesează, schimbările cele mai mari nu sunt doar la design, ci și la interior, pentru că de acum GLC primește MBUX, adică Mercedes-Benz User Experience. Practic, primește o nouă interfață menită să spele
rușinea vechiului sistem. Ai de acum o interfață nouă cu iconițe mai mari, bine așezate. Dacă ai ocazia să-ți configurezi această mașină, nu uita să pui și ecran de 12,3 inci în locul ceasurilor analogice. De acum poți să vezi mult mai bine și în color dacă depășești limita legală de viteză. Ai acel instrumentar de bord colorat și la care poți schimba temele foarte ușor și poți să vezi, de exemplu, și dacă mașina se încarcă sau nu se încarcă, dacă ai vreo pană de curent și așa mai departe. Bine, e valabil pentru acest GLC 300e plug-in hybrid. Acum, legat de siguranță, trebuie să știi că Active Steer Assist și Distronicul sunt mai sigure și pot măsura mai bine ce se întâmplă cu mașinile din jur. În cazul în care, de exemplu, îi se întâmplă ceva șoferului, mașina poate să tragă singură pe dreapta și va descuia mașina și va suna la numărul unic de urgență 112. Legat de confort, știți deja că avem numai cuvinte de laudă legate de această mașină, dar de acum avem și Dynamic Body Control, care de acum poate să pregătească fiecare suspensie independent în funcție de starea drumului, adică ia în calcul viteza, calitatea drumului, cât de mult virezi și așa mai departe și adaptează inclusiv transmisia dacă este nevoie. Cel mai mare motor pe care ți-l poți pune pe această mașină are 2 litri, indiferent că vorbim de benzină sau diesel, indiferent că vorbim de 220 de sau 300 de exemplu. Evident, vin în mai multe variante de putere, acum depinde ție ce-ți place cel mai mult. Dacă te uiți la motoarele pe benzină, să știi că acestea vin și cu sistem mild hybrid. Și apropo de transmisie, nu mai are nevoie de nicio prezentare, cutia de viteze 9 trepte fabricată în România.